Statele Unite n-au mai avut dreptul să folosească arme nucleare, arme biologice, începând cu 2013, dacă nu mă știu, 2012-2013, au fost interzise. Și atunci au folosit prin firme care erau implicate în cercetarea militară, firme terțe, cum a fost și EcoHealth în cazul Wuhan, au folosit finanțări care au mers la institute, cum a fost atunci cazul Institutului Fauci, National Health Institute, așa, deci au folosit finanțări prin firme terțe în diverse țări. Iar chestiunea asta e, în schimb, și mai veche, pentru că eu am găsit un articol din Washington Post din 2004, nu, 2005, sigur, în care se făcuse un acord în 2005 făcut de senatorii, mă rog, unul nu știu cum îl cheamă, dar al doilea foarte interesant era Barack Obama, care stabilea un acord comun de finanțare din partea Statelor Unite pentru securizarea unor laboratoare de cercetare pentru agenți patogeni din Ucraina. Deci era un acord semnat între Statele Unite și Ucraina în 2005, unul dintre cei doi promotori ai proiectului de securizare a laboratoarelor, deci era recunoscut că era o laboratoare pentru agenți patogeni, era și Barack Obama, care după aia Obama a ajuns la putere, Biden era vicepreședinte. Acum, în timp ce vorbesc cu tine, sigur, facem și noi varianta asta de multitasking, da? Răsfoiesc acest articol pe care mi l-ai trimis din 2018, da? Într-adevăr, nu e o chestie, cum să zic, conspirații, de nu știu ce. Nu, e chiar o anchetă jurnalistică, adică femeia asta bulgăroaică, și atenție în engleză, deci poate să-l citească toată lumea, dar vine cu niște date foarte interesante, da? Foarte interesant, da? Vine cu documente declasificate de armată, da? Apropo, ce ziceam noi de insecte care pot ucide, ia uite aici, killer insects și așa mai departe. Folosite, the Pentagon has a long history in using insects as vector for diseases. Deci este, dumnezeu, lucruri pe care trebuie să le citim la un moment dat, să înțelegem și noi în ce lume trăim, dacă pare la un moment dat că nu se poate întâmpla așa ceva în lumea asta sau sunt luate la mișto unele dintre astfel de experimente, dar pare să că există în lumea asta să fac tot soiul de experimente, să documente oficiale cu ce vine această Diliana, Diliana.bg, da? Foarte interesantă ancheta, e de citit și e lungă în draci, adică e dita mai textul cu o grămadă de contexte, ca să zicem așa. Da, te-am întrerupt, Bogdan, dar voiam să iau nu și pe cei care ne privesc, că poate oamenii sunt curioși acum, zic, băi, despre ce naiba vorbesc ăștia, mă, da? Te rog. Da, și deci ei n-au mai putut să facă asta și atunci confirmarea o avem de la faptul că chiar Obama, care după aia sub Obama a fost vicepreședinte Biden și după aia știm că Hunter Biden tot în Ucraina, iată-l că regăsim pe Obama ca promotor din 2005 al unei legi, mă rog, unui acord, de fapt un legi, care dă posibilitatea Statelor Unite să finanțeze în Ucraina acest tip de laboratoare. Și după aia au apărut mai multe informații că într-adevăr, ce căuta Hunter Biden în Ucraina? Căuta oare doar părțile astea care au fost legate de resurse energetice și asta? Sau era acolo Hunter Biden cu mai multe chestiuni de tip militar? Ce vreau să mai spun două chestii rapide la ce ai spus tu și imediat las și pe Tarik. Iartă-mă că te mai întrerup din când în când, dar nu mă pot abține. Fii atent că ăștia au găsit asta, Diliana asta, încă din 2018. Deci, băi, atenție, nu se vorbea nimic de SARS-CoV-2, de nu știu ce și așa mai departe. Vine cu Why the Pentagon Collects and Studies Bats. Deci ăștia, Lilie Cimă, de s-a vorbit despre ei, că da, sunt la originea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Da? Deci asta scria încă din ancheta din 2018, spun din nou, da? Despre treaba asta cu Lilie Cimă. Da? Îi și arată aici, spune că au fost la un moment dat eutanasiați 221 de exemplare de liliac din Lugar Center for Research, da? În 2014 asta se întâmpla
și sunt fotografii, adică băi, cam nebunie. Nu te ia cu capul dacă citești asta, Bogdane? Ba da, eu am citit-o, eu vreau să rog pe toată lumea care vrea să se lămurească să citească ancheta asta integrală. Eu am citit-o, e lungă, e cu tot, e cu probe, da, da. Toate astea. Și o să vadă că nu sunt deloc teorii ale conspirației, adică nu sunt chestiuni în care stătea cineva să falsifice documente, poze, tot felul de chestiuni. Și mai ales că cum a avut impactul internațional, că au confirmat până la urmă toate puterile. Deci, despre Ucraina, foarte... spune de Pentagon, da, Biolaboratory Spread Disease in Ukraine, nu știu ce e vorba, repet, articolul din 2018, ca să ne înțelegem foarte clar, da? Deci nu e de acum că e scos pe bandă. Sau... Uită-te în dreapta în Ucraina. Da. Uită-te la dreapta față de și tot că par laboratoare în Rusia, direct. Deci, deci au fost... luate din context inițial doar chestiunea legată de Ucraina. Deci eu mi-am pus prima dată întrebarea, citind toată ancheta asta, de ce Rusia ar face și-ar tăia singură craca și zicând că atacă nu știu ce laboratoare ucrainiene cu patogen, când chiar Rusia, și eram sigur de asta dinainte, avea laboratoare în care cerceta arme chimice și biologice și bacteriologice și tot felul de chestii de genul ăsta. Și acum, viteza cu care a trecut s-a trecut este treaba cu laboratoarele. Ce a luat-o, Nuland a confirmat-o, OMS-ul a zis să se distrugă de acolo. Nu știu dacă asta nu e o chestie în care se pune așa Batista pe țambal global, adică cum ar fi, bă băieți, haideți să nu mai vorbim de astea cu laboratoarele, de nicăieri.